Azi îl avem din nou pe Madeleine alături pentru un podcast. Uh, am auzit, sau cel puțin mi s-a șoptit în cască, uh, faptul că anumiți oameni au cerut un podcast și am zis, bă, hai să mai facem unul, pentru că sunt niște subiecte destul de interesante de discutat în ultima vreme și anume, în podcastul ăsta vom discuta despre Black Friday în primul rând, apoi vom vorbi despre creativitate, apoi ne vom uita la piesele care sunt în trending, am aici tableta pregătită să, să ne uităm și o să fac și share screen, apoi vom vorbi despre trailerul Five Gang The Movie, pentru că dacă tot este în vogă și în trend, Mădălin, de bea așteaptă. Dar, înainte să începem, clipul ăsta, efectiv clipul ăsta este sponsorizat de Ruvix. Ruvix, care este o firmă de tricouri personalizate și nu numai, au și modelele lor, dar faza faină este că au tricouri personalizate. Și eu mi-am făcut tricou ăsta cu Make chip Things... Și eu mi-am făcut tricou ăsta cu Make Chip... Make... Make... O fi ceva cuvânt din India, Make Și eu mi-am făcut tricou ăsta cu Make chip Make chip Things Great Again. <laughs> putea să fac și eu un tricou cu, cu ceva mai ușor de pronunțat <coughs> și mi-a făcut make chip things great again da, dar știi când ai vorbit în microfon. <laughs> și mi-a făcut tricou ăsta cu make chip things great again ok, bun și acum, da, eu te-am invitat azi la podcast și am zis că am o surpriză pentru tine da. așa că rog din regie o cutie și ce se întâmplă? Uh, cei de la Rubix mi-au făcut un cadou, de fapt, uh, eu, uh, eu am comandat tricoul ăsta personalizat pentru tine, deci designul e făcut de mine, și cei de la Rubix mi-au făcut tricoul ăsta cadou, efectiv, deci chiar a fost un cadou din partea lor, o surpriză, și am și o scrisoare, înainte să vezi ce tricou este, am și o scrisoare din partea celor de la Rubix, packaging-ul este și mai mișto decât cel pe care l-am făcut eu pe Instagram, lasă mai. Nu mă uit la... <laughs> <coughs> uh, packaging e și mai mișto decât cel pe care l-am făcut eu pe Instagram, pe la care am făcut unboxing, deci au o grijă foarte, foarte mare. în... Păi, de parcă de da, și asta e super mișto, deci artwork-ul pe care l-au pe cutie e super mișto. Și sc în scrisoare zice așa, Draga Lin, ne-ai surprins cu cel mai tare unboxing ever, așa că ne-am gândit să te surprindem și noi pe tine. Sperăm că îți place surpriza noastră și că o vei purta cu drag. Keep up the good work, we see bright things in your future. Cu drag, echipa Rubix. A. Și scris de mână, deci este scris de mână. Bă, vă mulțumesc extraordinar de mult și în principiu acum Mădălinu o să vă mulțumească. Da. Pentru că... Băi, <coughs> nu, nu cred! nu cred! Nu <coughs> cred! Așa că mergi te schimbă și ia-ți tricoul nou ca să... Ca să fie clipul ăsta sponsorizat până la capăt. Okay. <laughs> da, și pe lângă, între timp ce se schimbă Mădălin, pe lângă, pe lângă scrisoare și tricou, ei mi am oferit și niște stickere, stickere pe care le-am găsit și în, pachetul, și în pachetul inițial, cel la care am făcut eu unboxing pe Instagram. Dacă nu mi-ați dat follow până acum pe Instagram, puteți să o faceți acum, zvâncă Alin, o să aveți link și în descriere. Da, și... <laughs> și stickerele sunt absolut, absolut genial. <laughs> Keep calm E suca bleat! iau acum tot să la... <laughs> <coughs> Bun. Cutting leaves of at the dog. Man, sunt mișto oameni, wow. super tari da, oamenii oameni da. ăștia. <coughs> Teat of cat. Bun, <coughs> hai, Bun. să, hai să, vedem, să vedem despre ce vorba. În primul rând a zis că vorbim despre Black Friday. Bă, Asta e un subiect extraordinar de, de, mare. În primul rând, nu știu dacă okay. îl știi pe tipul ăla de la, de la cel.ro, șeful cel.ro, care o cam spamat puțin în uh, ultima inticuza. vreme YouTube-ul. Din câte am văzut, majoritatea clipurilor sunt plătite, adică sunt gen reclame. Adică, eu nu am primit la recomandate clipurile făcute de el, gen mi-au apărut pe post de reclamă clipurile Ce lui. Sunt reclame pentru cine? Pentru el, să-și promoveze canalul, dar gen... Adică omul e... face hate da, să fac, fac reclamă. Da, exact, 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 pe principiul ăsta. Meric, așa, meric, hai exact. să ne dăm puțin mai așa, ca să ca să avem microfonul. Cred că poți să dai puțin mai încolo. Mai încolo? A, așa, știu, e, exact, a a, așa, și exact, ca să ne și la altul și să avem și... Uh, da, ideea e că tipul ăsta aparent o plătit pentru, pentru a primi noi să, să ne apară nou pe YouTube, să ne apară clipurile lui în care el face hate la EMAG, face hate la, nu știu, la PC Garage mai făcea și... Băi, eu înțeleg că ceea ce i s-a întâmplat lui super nasol și cumva asta e și o politică, adică el a investit el, cred că a fost conștient de la început că ceea ce face el, clipurile lui în care atac e să să fim serioși, adică ataci o Dita mai firma nu? Și uh, sunt conști... el probabil a fost conștient că în momentul în care mm -hmm. faci un clip în care ataci Dita mai firma, o să fie super mega vizualizat. Adică a fost de ajuns doar o boabă să o arunce pe net, Clar. să fac un pic de reclamă, să ajungă la lume și apoi lumea să uită. Știi, ideea e că în primul, în primul lui video pe care l-au postat despre EMAG a fost ok. Cu reclama, chestii, cu propaganda pe care făcut o făcut-o EMAG. A mm -hmm. <coughs> fost super ok. Da, bine. Da. Dar deja la un moment dat, eu nu l-am luat subscribe, dar la un moment dat îmi apăreau excesiv videoclipuri despre chestiile pe care le făcea el. Uh -huh, uh -huh. Și e nervant un moment, adică înțeleg că ești frustrat din punctul ăsta de vedere da. că pierzi bani da, păi, fiind exact, un tânăr, Exact, asta au fost, din, eu, și din punctul meu de vedere, asta am văzut eu a faptul că au început să-și să canverse frustrările da, on, exact. online și nu e ok. E okay. E, Dai, e ok, okay un da, video, știi? adică da, unul, hai, maxim două în cazul în care a mai rămas ceva nespus sau să nu faci un video super lung, dar deja aproape în fiecare video, că ăla nu face bine, că ăla mi-a dat amendă, că ăla așa, că cum funcționează. Eu cred că ați strict problemele tale legate de o companie, adică ai o companie de genul ăsta, ți asumi niște lucruri. Corect, știi? corect. Sunt problemele tale, nu trebuie să le împărtășești online, pentru că pe mine personal sau pe tine, da. nu cred că te interesează din moment ce noi nu avem o companie să primim amenzi, nu? Da, corect, corect. Pe noi nu interesează. Adică eu, sincer, am <coughs> dat click pe clipurile lui doar ca să văd bă, ce zice despre Mac. Da, ce căcat o mai exact. Fătui, știi? Bun, și cam acolo mi-a ajuns. Adică nu, eu nu mă mai uit. Nu cred, am mai văzut unul recent care, deci nu mai știu despre ce au postat, dar, uh, gen, am intrat o două, trei secunde, am uitat puțin și am, am ieșit pentru că deja nu mă mai, mai interesa domeniul. Da, ideea e că Black friday ăsta o cam... Ah, chiar despre Black Friday era, de la asta m-am uh, Eu n am văzut video cu Black Friday. Da, eu început el să zică cam care sunt realitățile în România și nu vreau să mă las neapărat influențat de altcineva, vreau să... Adică eu mi-am format propria opinie despre, despre, Black Friday în România. Ideea este că am văzut foarte mult hate, cum Emag, și să fim sinceri, să fim serioși acum, nu, nu, Emagul nu este singurul care procedează așa, cresc prețurile puțin înainte, și apoi, bam, le-au scăzut și bag reduceri de alea masive. Asta este peste tot. Asta este peste tot. Și prinde, faza este că prinde și eu nu înțeleg frustrarea oamenilor. Adică, bă, frate, nu e ca și cum te-a obligat cineva să cumperi, știi? Adică... Asta mi se pare prostesc. Dacă vrei să-ți cumperi un rahat, de ce aștepți până de Black Friday să-ți-l cumperi? ce, poate e la reducere. Păi asta mi se pare prostia românului în general. De exemplu, dacă tu vrei un telefon, da? da. Băi, ai nevoie de el că s-a stricat telefonul, tu da. aștepți sunt de Black Friday, să-l iei sau să-l cumperi când ai nevoie? Pe păi asta e, știi, dar știi, vine de Black Friday. Păi da, și tu ți-l cumperi și după aia tot tu ești tare în gură că, mamă, dar ce-au făcut astea exact, exact, acolo exact. Exact. cu 35 de milioane și eu l-am luat cu 30? Exact, exact. Nu să mai lua, nu? Da, deci... Idei, mă rog, oricum oamenii așteaptă foarte mult cum să reduce la tigăi când deschid un nou magazin. Băi, nu, con deci nu contează. frate. Deci nu, nu contează ce, uh, ce, să vinde, ce să dă, dacă să dă moca sau să dă la 10 lei, Oi, dar dacă îți dă un biscuit care înainte costa 50 și acum ți dă la 10 lei, Oi, e redus? Da, o da. combinație ce am făcut. Stai să vezi că mă duc și îi spar pe ăștia în sat. Băi, acum nu vreau să fiu nici hater, hater, să zic așa, știi, că bă, până la urmă și eu mi-am cumpărat chestii de Black Friday, poate da, tu ce-am cumpărat da. chestii de Black Friday, nu zic că, dar mi se pare o exagerare ce se întâmplă, știi? Este... Și din partea EMAG este o exagerare pentru că am văzut iPhone 6 38 de milioane. Păi, dar despre ce vorbim? Și <laughs> era redus la 27. Da, pe păi iPhone 6. E. Păi iPhone 6 care i a apărut acum 4 ani. băi, dar știi, dar știi care e faza? Bă, 4 ani, man. 4 sau 5. iPhone 6. Păi... Că a apărut iPhone X-a cu 2 ani. Păi da, X iPhone... face au fost 8. Uh, au fost 7 șap plus. Știu că au apărut în ani diferiți. Da, hai, 4-5 da, ani. cam, cam așa Nu ai dreptate, da, mă și Ca eu. Da. Cam 4-5 ani. Oamenii oricum, de, asta prinde la oamenii care nu noi, noi cunoaștem, da? Deci noi da. noi știm, când ne învârtim <coughs> în lumea asta, suntem tineri, ne place tehnologia și noi ne învârtim în zona asta de, de IT și cam vedem prețul, adică e, e greu să ne scape nouă ceva. Clar. Ideea este că sunt oameni care când văd telefon redus de la 38, la 20 ceva, și are și un iPhone are review-uri bune, adică, na, e bine, mai sunt hater care, na, Android for the life, dar uh, oamenii, în principiu, dau review-uri bune la device-uri, și asta? ce, -i? A, 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 iPhone, a, iPhone, la... iPhone, what is this, what is this, <laughs> și îți dai seama că ei, în momentul ăla e bun, e bun, de redus atât, e bun, știi, dar nu contează că e apărut la 4-5-a. și cam pe, pe baza asta, pe, ăsta e targetul lor țint în momentul în care să fac reduceri de genul ăsta. Cu toate că, eu cât am urmărit și m-am uitat așa, sunt și reduceri reale. Da. Mai ales că e Mago, acum, eu din câte am înțeles, acum nu vreau să bag mâna în foc pentru că nu știu exact din interiorul companiei, dar din câte am înțeles, ei nu influențează prețurile altor vânzători de pe Adică ei le oferă la dispoziție platforma, adică tu ca vânzător, nu știu, ca nu Altex, ca Altex tocmai tocmai plecat de pe mag. Dă-mi dă domo, hai. Domo, da. Da, ok. Domo vine și vinde pe mag. <coughs> Își plasează produsele pe Adică dacă PMAG este Black Friday, domo nu este obligat să și scadă produsele. Clar, să, scadă prețul deci. Adică îi poate să vândă la, a, adică ei poate să vândă la prețurile lor în continuare, da, chiar da, scadă. Da, bineînțeles, adică pare. Da, și ideea este că sunt firme care nu au scăzut deloc prețul la produse, sunt firme, companii care vând PMAG și o, chiar au o oferit niște reduceri super fine și substanțiale, adică chiar puteai vedea diferența numai că dintr-o dată erau la afara stocului. Dar, în continuare, eu nu înțeleg de ce atâta frustrare, pentru că a fost internetul plin în perioada asta și o să mai fie, pentru că a fost Black Friday-ul PMAG și aparent EMAG-ul dă, dă startul și de notă Black Friday. Nu te observa asta. că în ultimul an, cel puțin anul trecut, a fost Black Friday tot anul? <laughs> Black Friday pentru septembrie, Black Friday pentru începerea școlii, da. Back to School da, da, Friday, Da, Black da, Friday, da, exact, tot o da Black Friday, da. Deci este Black Friday de la începutul anului din ianuarie până, până din în... în ianuarie, Da, știi? bine, mă bubuie... Dar la noi nu e problema că este Black Friday. Black Friday nu e un lucru rău. Dai hai hype-ul ăsta de om prost. <laughs> Să vorbim pe românești. Da, gând? da, da. Te agiți o noapte să-ți iei ce? Sta oameni dimineața, dau acolo, refresh, refresh, știi? Pentru... Bă, sunt ar... niște chestii pe care poți să-ți le cumperi oricând, știi, care faza. Ar trebui să, ar trebui Cru... să ne punem... Da, e ok, dar puteți să ne punem și în pielea oamenilor care poate nu au foarte mulți bani. Și Bă, da, aici chiar aici țin da, la că... un produs și îl așteaptă și... Uh, nu știu, hai zicem, un telefon, nu știu, ceva, un device, o chestie și... În situația de față, ok, dar uite, au făcut imago prostii care nu știu cât au fost de reală și cât de nu. Au fost telefoanele la Samsung, uh -huh. un Samsung A10 sau ceva de genul, 200 de lei. Da, Man, da, era un telefon da. pe care și-l permitea oricine și da. era un telefon super decent pentru 200 de lei. Da, adică dai seama cât despre lume, o lume, lume bucuroasă, că telefonul ăla e 200 de lei. Da, exact. Mână -aș așa... secunda în care s-a deschis aplicația era stoc okay, epuizat. și aveau 500 sau 1000 de telefoane. Pentru că asta nu a fost ok. Da. Nu știu exact din ce motiv ori și au pus lumea în coș. Păi și le-au cumpărat în număr imens, ori a fost un uh, știi care este fake ideea news. că ei oricum promovează chestia asta, ei sunt conștienți dacă într-adevăr toată treaba asta este reală și stocul ăsta e puizat, este chiar un stoc real epuizat și nu doar o apăsat e un click să dispară stocul. Deci dacă asta este real, Ii promovează în felul următor, tu înainte <coughs> de Black Friday să-ți adaugi produsul în coș, uh, să-ți îl adaugi la favorite, poate și în coș și în momentul... A, în... No, ei favorizează chestia asta? Da, ei, nu și, în, și dimineața uh, când se dă drumul la Black Friday, tu ai dat doar comandă, știi? Tu ah, să ți pune direct reducerea pe... Uh, da, da, și uh, tu uh, tot comanzi produsul direct cu reducere. M Am înțeles. Uh, posibil să fi fost atât de mulți oameni încât să se epuizezi sau posibil să fi avut foarte posibil, puține produse. Adică dacă a fost un stoc <coughs> de mii de telefoane... O mii de oameni... Sigur, sigur să, sigur să găsesc o mii de oameni care se comandă la 200 de lei. Da, cam a, a, asta e asta treaba, știi? Ideea e că nu forțezi pe nimeni, adică eu, eu, nu am înțeles de ce oamenii sunt foarte frustrați. Au de ce reducere au făcut. A, și mai erau și clipurile alea. Au fost niște clipuri de prin Oșan, sau nu mai știu de pe unde. Era pus o, o chestie de aia, o foaie cu prețul produsului. Da. Și în spatele ei era prețul real, știi? Da. Și au dat foaia cu prețul produsului de Black Friday la o parte și era exact același preț, prețul real, știi? Da, m-am se întâmplă astea sunt chestii de marketing. Adică exact, de... sunt chestii de marketing și bă, frate. Știi, aici da... e fix vorba românească. Prost e la care ceri, nu la care dă. Da. Prost e la care. Da. Da, 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 mă rog. Ideea e că, bă, nu te obligă nimeni să cumperi. Eu înțeleg că poate vrei să faci o leacă de awareness, să atenționezi oameni. Uite, bă, ce fac ăștia Uite de aici, fapt. asta e prostia, pentru că tu văzând că tu nu-ți permiți, să spunem, tu nu îți permiți să-ți iei un TV de da. 20 de milioane, nu? Da. Nu-ți permiți să-ți păi să -ți iei, nu, să altcum, zicem. majoritatea nu, probabil nu-și permis, sau ce nu dintr-un foc, bancheș. Exact, și tu ce faci? Ah, da, l-am luat, că era la reduceri exact, de Black Friday exact, și am zis, exact. ai două televizoare, pentru ce ți mai trebuie unul de 190? Era la reduceri de Black Friday. Da, bă, și nu puteam Și cum ți-ai luat televizorul? cum păi mi-am făcut rat. <laughs> Dar era necesară <nicio laughs> rata respectivă? Nu. Bine, acum nu vreau să înțeleagă că judec pe omul nu. ăla care și ia televizor în ratic. Toți să avem rată. Exact, corect. Tot că nu-ți permiți să-ți cumperi o chestie fără să-ți faci o rată, știi? Man... Da? Nu ai două televizoare și tu ți faci arată să l cumperi strict pentru că e redus de Black Friday și nu l prindi niciodată mai ieftin. Da. Și cine știe de fapt cu cât este mai ieftin, știi? Pentru că majoritatea funcționează. Eu sunt o persoană care funcționează foarte mult pe impuls. Adică, vezi ce? Multe căcaturi mi-au luat pe da, impuls. <laughs> Vorbim. Nu... <-ți>. Uh, și <coughs> uh, Dacă văd, nu știu că, bă, bă chiar văd o reducere, bă, am luat-o, dar câteodată înainte să dau plasare, comandă, mă uit, bă, da, e singurul loc de unde îl pot lua. Corect. Ăsta e cel mai mic preț. Ăsta e, uite, de asta, de asta îi apreciez foarte mult pe cei de la Altex. Adică acum fără reclamă, fără nimic, dar nu, Altex -ul este Altex. Altex ul este foarte ok. Datorită lor am eu iPhone-ul în momentul de față, adică unui, unui tip de la Altex. Ca da, și mi-a luat pe la de la da, și nu mă nicio problemă, nici garanția, nici cu... Și chiar au cel mai mic preț. Da. Adică, da. bă, frate, eu nu am întâlnit niciun produs, n-am văzut niciun produs pe care ei să-l aibă și să-l găsește altundeva mai ieftin. Adică ei, probabil, dacă nu-l pot aduce mai ieftin decât pe piață <coughs> sau cu minimul de taxe, cât TVA-ul și valoarea adăugată și așa, probabil ei nu-l vând sau, nu știu, îl vând la același... preț Este că au foarte multe produse, asta e... Și super decent la preță, de eu cel puțin personal, de câte ori am cumpărat din Altex și electrocas și mm, chestii, mm. nu știu, habar am și ceas. Da, ceas, și ceas, și prelungitoare. Nu și prelungitoare... am avut niciodată probleme sau, de genul, în comparații cu Emago, de câte ori am comandat de la ei, de fiecare <grijă> dată cred că am avut probleme. Adică... Da, da, într-adevăr, Emago, pentru că are efectiv monopol. Are monopol și își, permi își, permite mulți, își permite foarte multe chestii pe piața de România. Ah, Bă, apareze foarte, 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 adic te adic foarte ușor. Adică voi nu știu dacă ați văzut clipul, dar eu am făcut un clip, am uh, făcut un clip recent în care am vorbit despre uh, despre gimbalul pe care l-am avut, eu l-am cumpărat de la EMAG Ok, l-am folosit și am folosit câteva luni buni și na, l-a să stricat la un moment dat și am zis să-l trimit în service, pentru că avea garanție, garanție de 2 ani. și îl trimit în service și mi se întoarce după 3 zile gândul meu, mamă ce rapiză să ăștia frage, foaile, deja e reparat, mă bucur, iar de el, îl folosesc, căcat. Mare fișă acolo, am spus și în video, produsul funcționează după specificațiile producătorului. Mortul. Și... Îți imaginezi mă încolo cu tia să o uita la ea și ce că vrea și asta Da, mă, exact. Ce e asta gimba Pentru 350 de lei, ia-ți frate, altul nou, știi? Nu frate, deci 50 de lei dacă... Ce cu... are? Uite, am pus telefonul, ce are? Da. Merge, gata. Da, ex... Dar fix, C fix, ăsta așa, ca... este, asta ce... este. Eu dat unii mai mulți, știi ce era acolo. M-am dus mi o tastatură, adică un căcat tastatură de, de 100 de lei, nu era mult. Și mă duc acolo, băi, cutia varză. Băi, varză, varză cu tia. Și mă duc și zic, mă duc la un manager să nu ce era ăla. Și mă duc la zic, domnule, dumneavoastră vă place cum o veni cu tia asta? Da, de la curiera nu-i vina noastră. și să domnule, dar tu o vinzi, nu? Nu tu ești responsabil pentru produs? Bă, da, dacă o venit așa, domnule, cum poți să-mi dai cutia asta așa? Da, frate, ți o venit așa, o returnezi și aduci. Și îmi zice că du-te la băieți acolo și testează, vezi dacă merge tastatura. Și mă duc la băieți și zic, vezi, cum mă trimis domnul ăsta, vrei să vin să testez tastatura. Dar la noi în magazin nu se testează. Cum adică nu se testează? Și de ce mă trimis o testez la voi dacă nu se testează? A, nu, n-ai înțeles tu greșit la băieți, la Lidl, la nu, La, Lidl, la băieți, o am venit și o asta. Ești mă Vai de viața mea. Serios, adică acum nu că sunt eu pus pata pe că n-am cumpărat super multe chestii, adică ori am cumpărat am probleme. Un wireless charger l-am cumpărat, nu mers, n-a returnat. Un mouse l-am cumpărat, nu mers, nu a retornat. Bine, returnat. dar tu ești norocos și la da. l-am <laughs> uh, cumpărat, s-o bulit, l-am returnat. Adică, uh, am, am luat o perec de căști, ale au fost bune. Doar că nu au fost pentru mine căști. Da. Da, și aviz, aviz gimbal lui aluia. Uh... <coughs> am zis că bun, hai să am făcut clipul ăla și clipul ăla, deci o ajuns direct la Emag și la Depaler. ajuns serios deci, la le, ei. Le-am trimis clipul, l-am postat pe YouTube, le-am trimis link, le-am trimis fișierul atașat, l-am urcat și pe Dropbox, le-am trimis serios? pe Dropbox. Ce ți-a răspuns? Da, bineînțeles, și au zis că a, când îmi pare o prima dată mi-a zis, le-am trimis link de pe YouTube și nimeni mi-a zis că nu. De că asta nu mai știu. Na, n-am na, apucat să povestesc. Și uh, linkul ăla de uh, mailul pe care l-am trimis la celor la Emag, au zis că nu este niciun clip atașat. Și am zis că nu am atașat, am trimis link de pe YouTube. Asta a fost în, în primul e-mail. Și da, dar nu se deschide. Cum? De ce folosiți, adică? Era <laughs> ce internet explorer și pe internet explorer merge YouTube-ul de omă ăsta. că dai click e pe YouTube. <laughs> a zis că ok, bun, nu merge așa. Înseamnă că probabil în capul meu a fost și po posibilitatea, ideea că bă, poate evită, știi? Poate, bă, gen, gândește-te două ore. Sau ori dacă se uite de la muncă, e posibil să aibă blocat de la muncă să uite pe YouTube sau ceva. Posibil. Posibil, astea, da, uite, este și asta. Da, și astea, este și a fost un meu loc de muncă, nu puteam să mai uit. Erau blocat în uh -huh, link uh -huh. știi? Da, ok, bun, trecem peste asta, uh -huh. am zis că ok. Rezolvăm, am, am arhivat, am atașat, am comprimat, a, am urcat trimis pe video. și le-am trimis trei linkuri să aveți de unde alegi și de unde deschide. Nu am mai răspund. A trecut o zi, două, trei, asta s Asta s-a întâmplat într-o luni, marți le-am trimis videourile, miercuri, joi, vineri nu au răspuns. Vineri seară mă hotără să le trimit un email prin care zic ok, văd că nu se poate rezolva nimic, o să urmezi o reclamație la NPC. Corect. zis Aveam link deci aveam pagina de NPC deschisă, formularul aproape completat, nu mai să-i dau semn. A da? zis că, bă, hai să mai așteptă la câțiva cu reacționează la e-mailul ăsta. Luni, uh ne scuzați, trimitem curiera acum să, ia, să ridice iar produsul și o să le trimitem și clipul dumneavoastră să vadă despre ce este vorba. <laughs> mulțumesc! Mulți <laughs> Black Friday, scuzi, pe venit acum, nu vreau să ții copyright strike, nu e prea bună gluma aia. Că ai comand Black Friday, bine, tu în cazul tău te-ai cu aia, de să mă te sunau aia, domnule, ți-aducem, mă las, -ți dăm 200 de lei, ți-l băgăm și în casă. <laughs> Știi? Exact. și dau și 200 de lei, <laughs> fac un bot, nu mersi vreau gimbalul înapoi, știi? Exact. Și cam aia doar Atât, doar atât. <laughs> și <laughs> a venit curierul, a luat gimbalul, nu știu ce, a trecut o săptămână, o săptămână jumătate. Așa cum ți-a venit reparat, nu? Și... Nu reparat. Nou? No, nou nouț. S-a dat altul nou. Mi-a venit un gimbal nou nouț. Bă, ești nebun. Bă. Fain. Și cum mi-au fost, deci gimbalul ăla este o valoare de vreo... 350-400 de lei. Deci este un gimbal de buget, unul care își face treaba foarte bine, am și videoclip despre el. Ideea este că pe valoarea declarată pe colet era 1000 de lei. De ce 1000 de lei? Nu știu, nu mă întreba. întrebat. Că e alt gimbal sau e același? Nu, e același, dar valoarea lui declarată era de 1000 de lei. Da, m-am dat loc când le-a luat-o le-a reduceri, cumva. Știu da, că da era reducere, pic. dar era reducere de 100 de lei, gen, de la 450 la 350 sau ceva de genul ăsta, când l-am luat eu. Da. <laughs> nu știu, probabil a fost o eroare, că na avem experiență cu erori de genul ăsta la curiere. <laughs> hmm. Nu. Da, și asta, e trist, e trist că a fost nevoie de așa ceva, au fost nevoie de astea, o amenințare. Uite, asta e nașpa, din asta nașpa România. Că nu poți să rezolvi vorbă bună, știi? Bă, frate, deci ce e? În România, în general, adică da, dacă mă duc și vorbesc cu tine, doar știi, știu, tu om, și zic, băi, mi a adus coletul ăsta, futul din tot tip punctul <gătări> de vedere, adică e ruspartă cu cutia. adică... Da. Da. Mine era băiețul așa la acolo, mi-era șmil de el, Da, nu oh, ține din Și <laughs> că frate, te înțeleg, dar tu l-ai luat dacă ți-ar veni așa? să zice managerul că, dar ce frate, că e vorba, mai era să-mi spună, dar ți-ai luat un căcat de 100 de lei. <laughs> păi asta e problema, dar nu contează prețul. Și, eu zic, dacă vin și vorbesc frumos cu tine și ești politicos, nu puteai să-mi spui, băi, hai că vedem ce se poate întâmpla. Nu da. Mă, ai dracu, dar măcar n-am păcat cu ideea, da, știi, da, că corect, s rezolvat. Corect, corect. Da, <coughs> asta e, nașpa, îi nașpa pentru că nu, uh, sunt Adică dacă firma în general e magul, promovează foarte mult chestia asta că vai, clientul nostru, stăpânul nostru și... Da, asta e nașterea. Că ei promovează super corectitudini, super chestii. Exact, <fie> dar e prins cu asta. Adică vezi că nu e așa. Și ce, deci ideea, mă rog, după ce s-a rezolvat toată chestia asta cu gimbal am aflat că, de fapt, pentru că e maga are contract cu Depanero. Depanero este practic... O se... firmă de transport, mă gândesc, nu? Nu, no? e serviciul lor. Ah, e deci service, asta, ok. asta, asta este firma de service care se ocupă de produsele din garanție de pe mag. Ah, ok. Și din câte am înțeles, nu de panero s-a ocupat de toată treaba asta. Dar nu știu acum ce să zic, pentru că toate fișele pe care le-am primit eu la de product, panero. de la de panero. Acum, na, nu știu, e, e, e trist și nașpa că este, este nevoie de, 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 așa ceva, este nevoie de efectiv oameni în țară. Ca să se rezolve treaba care se rezolva. Da, dacă v-am trimis, da, nu știu, le, și cu clip, și cu așa, și... Da, era dreptul tău, asta e ideea. Păi... Aveai garanția, avei, Nu-i ca și cum te-ai dus la ei, băi, hai văd vă de lei, poți... rezolvați și mie. Deci mie mi s-a asta am fost, mi s-a părut cretinătatea absolută să-mi spui tu mie că el merge când era atât atât de evident și un copil, frate, și un copil și la un câine, dacă îi dădeam seama, cred că îl lăsa ulea, să se ducea la el să juca ulea, ue, nu merge, știi, lasă. Era când vine câine că îl ce căcat <laughs> Da, exact. Uh, <laughs> se vedea clar că nu merge, adică ce dracu, știi? Uh, nu știu, câteodată incompetența asta este... E vorba de, nu e vorba de incompetență, nu e vorba de... că ei poate sunt foarte competenți, e vorba de asta... De... de lăsare. De lăsare, exact. E vorba de Asta e că merge și mâine. Da, lasă. Las, poate să... nu-ți 350 de el. 300, 350 de el. De el. 50, 350 de el. Ar trebui 350 de ei ca să se repari ăla. <gătă> asta pentru... e ideea, că e delăsarea asta care ei, a... e ignoranță, man. Așa. Da, da ignoranță. Ignoranța asta, știi? Adică... Da, asta este. Ideea e că pentru unii contezi și unii țin foarte uite. Acum, din nou, aviz Ruvix. Adică, bă... Deci, prima... <coughs> am dat ușa <ușor>. <coughs> Prima dată când am dat comandă de la ei, nu-i cunoșteam, doar am auzit de ei. A dat comandă strict pentru tine, A nu? Nu, pentru mine. Am zis să mai promovez, să mai apar în clipuri, să știi, să cu mesajul ăsta, pentru că mi se pare un mesaj destul de ok. Aș le trimis lor clipul de unboxing. Nu, doar l-am postat pe Instagram și l-am dat un tag. Bă, așa și l-au văzut ei direct. În 10 minute au reacționat super ok oameni. Deci în 10 minute am primit mesaj de la ei super tare, foarte mișto. Uh, vrem, nu știu, când îi place, ca așa o grămadă de chestii. Și gifuri, și inimioare, și emoji. Tot mi-au trimis. M am zis că sunt open-minded, că și lor le convine că le faci reclamă. Și știi ce mi-e ciudă în momentul de față? Că le-am zis și lor. Mi-e ciudă că nu sunt mai populară în momentul de față. Nu sunt mai, nu știu, să prind la mai multă lume ca să le fac mai multe reclame. încă merită, frate, că puține chestii vezi să fie tratate atât de bine. Și sunt chestii faine care sunt mici și nu o să în seama. Exact, exact. Și cum e faza. Da, deci sunt sunt, sunt... sunt. Tricouri de calitate, Da, exact. Print, Bă, print băi, deci mie mi se pare calitate, adică chiar print rată, și mă gândesc că prețul este decente, adică nu chiar foarte decente pentru un tricou, un tricou personalizat la calitatea asta. Deci chiar au prețuri decente. M-am uitat că m-am uitat și pentru un hanorac. Eu am avut am avut hanoracul la personalizat da. așa. Și nu știam atunci de Rubix, adică nu auzisem de ei, nu-i nu, -i, nu -i găsisem pe în căutare. Acum, aparent, când am vrut să-mi dau comand tricou ăsta, au apărut în căutări. Dar atunci nu m-a părut să Am dat foarte mult pe Hanoracul să-l personalizez. La ei, Prețul, prețul hanolacului, hanolacului. Hanolac. <laughs> și prețul hanoracului, dacă era să-l printez și să-l fac personalizat la ei, era gen de aproape jumătate, poate puțin mai mult de jumătate de preț. Deci au prețuri ok. Super tare. Da, cam, cam asta e treaba cu Black Friday. În continuare, tot un subiect la care, de care ne-am mai lovit noi vorbind așa, stând, vorba de vorbă, creativitatea și cu faptul că Bine, eu acum, viața mea ar trebui să fie complet creativă. 24 din 24 să fiu creativ. Mai, mai puțin atunci când dorm. Dar și visez căcaturi, oricum. Da, tu, tu crezi <laughs> ceva. Da. Uh, ideea este că, mi s-a părut interesant faptul că noi când eram mici, părinții noștri au fost crescuți ei într-un anumit fel. Adică, ai da, sincer, majoritatea părinților noștri au sunt... Au fost în com... -o trăit în comunism. Au trăit în comunism. Ce era creativ în comunism? Când n-aveai voie să fii creativ. n avei voie să, să desenezi ceva, să, să fii prea colorat sau să se instige la chestii. Din și fără, exterior. Da, fără să, să, te trezești cu miliția la ușă. Mă rog, nu știm noi foarte mult despre chestia asta, așa că n-ar fi. Nu, nu cred că e normal să vorbim având în vedere că nu am trăit foarte Clar. mult. Dar, ideea este că da, dar noi suntem o măsură să ne dăm cu părerea. Da, suntem o măsură să ne dăm cu părerea, mai ales că ne-au afectat indirect, adică nu ne-au afectat pe noi, în schimb, ne-au ne ne afectat părinții noștri. Eu de părerii că am fost destul de afectați de chestia asta. Da. Pentru că încă ne izbim, de exemplu, dacă trăiești într-o familie, nu vreau să zic medioc, într-o familie normală din România mm -hmm. și ai un talent, da? Da. <coughs> Vrei să pleci pe nișă. Vorbesc din experiența mea personală acum. Vrei să pleci pe nișă, vrei da. să cânti la un instrument, da. vrei să da. faci vlog în cazul uh -huh. tău? Acu... <laughs> De exemplu, dacă pe tine prindeau părinții tăi cu camera, că vorbeai singur ca prost în casă, <laughs> ce se întâmpla? Păi copchile, du-te la psiholog, du la o școală, stai și filmezi în casă. Nu ai ce faci. asta e viața ta, ce ce face dacă mă prindeau cântând, îmi spuneau că ce căcat fac acolo... <laughs> Și bine, poate o să vadă și mama. aia asta ai spus ce să ți fac. Așa spuneai. <laughs> și ce căcat faci cu asta că nu o să faci bani niciodată și trebuie să bagi bani și nu avem. Da. Am da. înțeles că nu sunt. Da. Am înțeles. Chestia asta perfectă, dar da, e un stop, știi? Da, exact. Și stop să de unde vine? Vine tot din perioada comunistă. Exact. Pentru că nu aveai voi cum și nu aveai nu că nu aveai voi nu știai că poți face așa exact, ceva. Exact, Tu n-aveai acces la informații, să, să, să înveți să cânti de unde. Exact, tu te gândeai, băi, parcă am voci, trei culori, cunosc. E, Preview și okay. cam atâta. Da, aia era, știi? Da. Și uh, noi acum când ne-am izbit, mai ales, hai, când eram mici, eram mici, adică nu tot era colorat și burliu zburliu zbur zbur pentru noi și așa, dar când am, uh, când am împlinit o vârstă, să zicem, nu știu, adolescența, așa și ne-am izbit de tot felul de chestii, de bani, în primul rând, și care este valoarea banului, ce, care sunt frustrările noastre, care sunt chestiile faine care ne plac, care ne atrag femei și bani și mașini. Uh, <laughs> ideea este că am descoperit la un moment dat niște chestii care ne plac sau care ne instigă, pentru că vedem la alții, am, am început să avem acces la informații, internet o grămadă, filme, clipuri, Clar. muzică. și, și așa. Eu cred că noi am prins, generația asta noastră, cred că o prins fix. O fost fix, a fost fix tranziția aia de la... De la... De la rudimentar... Da. La wow. Exact, exact. Man, mă uitam la... Mă uitam astăzi că s am spus de proiectul ăla cu copilașii. Mm -hmm. Man, au 15 ani. Făceau niște chestii pe Instagram. <laughs> nu știam că există. Și eram gen, mă uitam la o fată. Ce faci acolo? un story cu filtru, cu tăieturi, cu... <laughs> Bun, după aia mi-ai pus tu un video pe YouTube cu tastatura aia laser, mâncața. Exact. Eu mi imaginam, nu mi imaginam că o să existe. Da, da, sau că zic. o să-mi deblochez vreodată telefonul cu fata. <laughs> și noi am fost fix tranziția aia da, de la... exact. A... Sunt, deci, părerea Normal mea este... la wow. Părerea mea e că trăim într-o perioadă super mega mișto dacă e să o luăm din punctul ăsta de vedere și ar trebui să exploatăm... Stai, tate. Da. Și ar trebui să exploatăm toate chestiile astea exact. la maxim. Să Pentru folos... că avem avem libertatea I I să ne folosim de ele, că noi ne căcăm pe noi.